Bună ziua, bun găsit la Control Medical. În goana după perfecțiune, femeile au visat mereu și la un bust mai mare, și la un nas mai cârn, și la buze mai cărnoase, șolduri mai suple, ori abdomene plate. Și asta fie pentru că nu sunt mulțumite de aspect, fie din motive medicale, fie din dorința partenerilor. Dar nu numai femeile doresc îmbunătățiri, ci și bărbații apelează la intervenții chirurgicale. Când sunt necesitate și când sunt moft, vom afla de la doamna doctor Daniela Diveică, chirurg estetician. Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Povestim despre intervențiile chirurgicale de ordin estetic și tot felul de alte intervenții, mai puțin invazive, să zic așa. Când considerăm, după ce ne uităm noi așa în oglindă, că ar fi cazul să intervenim pe aici, pe acolo? Chirurgia estetică nu este o necesitate. Este doar o dorință noastră de a ne vedea varianta mai bună atunci când ne privim în oglindă. Și atunci când vedem în oglindă o imagine care nu ne mai place, e cazul să apelăm la medicul estetician. Suntem noi mai perfecționiste, așa, mai nemulțumite de aspectul fizic sau sunt și bărbații la fel ca noi? Femeile poate un pic mai mult decât bărbații, dar și bărbații, să știți că au devenit din ce în ce mai pretențioși cu imaginea lor și apelează din ce în ce mai des la tratamente mai puțin invazive, să le spun. Când vine vorba, de exemplu, de intervenții de rutină, așa, ce se practică cel mai des în cabinetul medicului estetician? Păi cred că, în primul rând, tratamentele care au în vedere o piele mai sănătoasă, pentru că pe o piele curată și sănătoasă, orice alt tratament am face ulterior, va sta și se va instala mult mai frumos. Urmate foarte de aproape de tratamentele cu toxină botulinică, de tratamentele cu acid hialuronic, când ne dorim să mai punem puțin volum în zonele cheie ale feței, și urmate de intervențiile chirurgicale. Iar din topul, să zicem așa, intervențiilor invazive, da? Când vorbim de sân, când vorbim de, nu știu, liposucții, abdominoplastie și așa mai departe, dacă ar fi să facem un top, care sunt cele mai cerute? Implantul mamar, de departe, este cel mai cerută intervenție pentru doamne, iar pentru domn, blefaroplastia. Pentru că o privire cu un exces de piele dă o privire obosită. Trist, așa. Mai obosit, exact, trist. Când ne uităm așa pe rețelele de socializare și vedem tot felul de filtre, nu cumva toată imaginea asta perfectă a vedetelor și a celor care apelează la asemenea lucruri ne face și pe noi să ne simțim un pic nesiguri sau poate nu așa frumoși? În definitiv, toți ne dorim să arătăm bine. Ba da, din păcate, aceste filtre mult cunoscute și mult vehiculate pe rețelele de socializare ne influențează foarte mult. Cred că au început să aibă o tendință ușor spre o pandă descendentă, pentru că la început toată lumea venea și îmi spunea vreau să-mi arate pielea ca în filtrul acesta, da. Sau vreau să am buzele ca în filtrul acesta. Și deci multe ori nu prea se potrivea cu fizionomia reală, dar acum cred că ne-am mai liniștit, ne-am mai temperat un pic, da. Când ne gândim la ten, când ne gândim la riduri, mulți ne gândim așa, inițial încep cu o cremă, că poate cine știe scap de riduri și o să fiu frumoasă până la adânci bătrâneți. Când e cazul să intervenim și cu un pic de botox? La ce vârste, când ar trebui să facem aceste intervenții? Nu este o vârstă standard. Am paciente care își fac tratamente cu botox de la 25 de ani și am paciente care încep tratamentul cu toxină botulinică la 40 și un pic. Ține mult și de componenta genetică, pentru că dacă ai o moștenire genetică bună, poți amâna acest moment. Eu, de exemplu, fac botox de la 27 de ani. Iar când vine vorba de contraindicații, în momentul în care ne ducem și ne injectăm acolo o substanță, da, în corp, e automat ne gândim și la faptul acesta, că poate, cine știe, nu-i priește corpului meu. Există astfel de reacții? Asta e și motivul pentru care toate se fac după o consultație medicală, care se pun o serie de întrebări. Contraindicația principală este, în primul rând, a femeilor însărcinate sau care alăptează. Aceste tratamente trebuie să amânate după această perioadă. Bineînțeles, pacientul să aibă 18 ani împliniți și să știm istoricul medical, să vedem să nu interfere cu vreun tratament sau medicament luat. Se mai întâmplă ca femeile să vină așa la dorința partenerului care o vede într-un fel, de exemplu, pe femeie. Poate vrea un posterior mai definit, bustul la fel. Sunt ele influențate și de dorința partenerilor?
și de dorința partenerilor și de ideile celor din jur. Dar asta este și motivul pentru care în cadrul consultației subliniez și susțin foarte tare că aceste operații trebuie făcute în primul rând pentru noi. Pentru că noi ca și pacienți suntem cei care ne supunem unei intervenții chirurgicale, unei anestezii și trebuie să ne dorim foarte mult această intervenție, dar noi, nu cei din jurul nostru. Când considerăm că e prea mult deja și e cazul să ne oprim, pentru că poți să intri așa, e o tentație, într-un cerc vicios și să vrei din ce în ce mai mult, să mai faci așa și să mai faci și încolo și tot așa, când e cazul să ne oprim sau ne spune medicul acest lucru? Teoretic, cel mai corect ar fi să ne spună medicul. Într-adevăr, există această tentație pentru că are o explicație simplă. Ne obișnuim cu imaginea pe care o vedem în oglindă și începe să ne placă și de automat vrem încă un pic, dar parcă ar mai merge un pic. Și atunci momentul ar fi ca medicul la care apelăm să ne spună să mai temporizăm sau să ne arate pozele de unde am, cu imaginea de unde am plecat și astfel să ne dăm seama că totuși există o evoluție și e momentul să ne oprim. Dacă am început, iată, cu intervenții de genul, augmentarea buzelor cu acid hialuronic sau, cine știe, ne modificăm conturul feței cu acid hialuronic sau ne injectăm botox, dacă nu suntem mulțumiți la un moment dat de felul în care începem să arătăm, putem să ne oprim și știm că o să revenim la felul în care arătam înainte? Toate substanțele autorizate sunt resorbabile. La un anumit număr de luni, ele se resorb pe cale naturală. Acidul hialuronic, în schimb, are și marele avantaj pentru că există o substanță pe care o injectăm și în 24 de ore, maxim 48 de ore, totul revine, topește acidul hialuronic și totul revine la momentul dinaintea injectării. Mai sunt tot felul de alte intervenții care au tot așa rezultate spectaculoase asupra pielii și aici mă refer la mezoterapie, care este din ce în ce mai folosită. Ce beneficii are? Toate substanțele benefice din acest cocktail de vitamine, minerale, antioxidanți, acid hialuronic ajung exact în straturile profunde ale pielii. Toate cremele intră, dar doar în straturile superficiale, pentru că pielea este o barieră între mediul nostru interior și cel din exterior. Ar fi și foarte greșit medical să treacă atât de ușor lucruri prin intermediul pielii. Și automat, cremele au un efect foarte scurt și superficial, iar mezoterapia, în schimb, are un efect mult mai potențat și de mai lungă durată. La cât timp facem acest tratament? De cele mai multe ori, în funcție de nevoile pielii, pentru că, de exemplu, dacă ne întoarcem dintr-un concediu în care ne expunem la soare sau la vânt, pielea va avea nevoie mult mai repede de un reboost, să spun așa, de luminozitate. Dacă avem o viață echilibrată, fără multe extreme, de cele mai multe ori, înainte de sezonul cald sau înainte de sezonul rece, ar fi bine să facem aceste tratamente. Iar pentru cei care își doresc așa frumusețe fără bătrânețe, da, și își doresc o prospețime, nu, să arătăm mereu bine, ce sfaturi le oferiți? Ce ar trebui noi să facem ca să fim tot timpul așa frumoși și să îmbătrânim frumos? Asta vreau să spun, că la urmă nu este normal să îmbătrânim, dar trebuie să îmbătrânim frumos și să avem tot timpul varianta noastră cea mai bună. Și prevenția, cred că este cel mai bun sfat pe care îl pot da, adică să evităm să lăsăm ridurile să se adâncească sau să evităm expunerea la soare fără factor de protecție sau orice alte tratamente făcute când realmente nu este nevoie de ele și să le facem sub o consiliere medicală adecvată. O hidratare, un somn odihnitor. O alimentație echilibrată. Vitamine exact. Acolo. Combinația. Cred că este cel mai câștigat tratament. Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție și sper să rămânem toți așa frumoși până la adânci bătrânesc. Dacă nu, avem tot felul de soluții la îndemână. Mulțumim frumos. Mulțumesc și eu. Cu drag. Mulțumim. Endometrioza este o boală cronică ce afectează la nivel global 10% dintre femei, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Puține dintre acestea primesc un diagnostic exact și implicit, nu au parte de un tratament adecvat. Despre cauzele și tratamentul acestei afecțiuni vom discuta cu doamna dr. Raluca Inciu, medic specialist obstetrică ginecologie și doctor în științe. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Vorbim despre endometrioza, care este așa un fel de dușman silențios, un dușman tăcut, pentru că multe femei descoperă foarte târziu acest lucru, această afecțiune. De ce ne ia atât de mult să ajungem poate la medic sau de ce ne ia atât de mult până ni se pune un diagnostic clar? Așa este. Este o afecțiune pentru care uneori sunt necesari între 6 și 10 ani
de la debutul simptomelor până la stabilirea unui diagnostic. Și asta nu se întâmplă doar în România, din păcate se întâmplă și în țări dezvoltate, precum Franța sau Anglia, America. Pacientele, sunt mai multe cauze pentru care se întâmplă lucrul acesta. Odată pentru că pacientelor le este teamă sau rușine să meargă și să se adreseze unui medic și să povestească detaliat ce le doare, ce le supără. Și în al doilea rând, pentru că este o patologie puțin cunoscută încă printre medicii de specialitate, chiar ginecologie, și eforturile pe care noi cu toții acum le facem sunt de a disemina cât mai multe informații despre această boală, atât pentru paciente cât și în cadrul colegilor ginecologi. Cum se manifestă și dacă e înșelătoare așa, dacă ne duce pe piste false? Da, uneori ea poate să fie și înșelătoare și să se manifeste prin simptome mai puțin specifice acestei boli, cum ar fi astenia, balonare, constipație, sângerare pe cale rectală, tulburări ale micțiunii. Dar de cele mai multe ori ea are câteva simptome foarte specifice: durerea intensă la contact sexual, durerea la menstruă, durerea cronică pelvină. Acestea sunt simptomele cele mai frecvente. Ele, din păcate, pot duce la o afectare severă a calității vieții. Când spun calitatea vieții, mă refer la definiția dată de OMS a calității vieții, și anume posibilitatea de a-ți efectua zilnic rutina și starea de bine fizică, psihică și socială. Astfel, endometrioza poate să afecteze toate cele trei laturi, atât fizic, psihic, cât și social, o femeie. Cu cât diagnosticul este pus mai tardiv, cu atât endometrioza poate evolua către stadii mai severe, poate deveni invalidantă și cam 40-50% din pacientele cu endometrioza asociază și infertilitate. Este interesant, studiile spun că durerea nu este direct proporțională cu severitatea bolii. În schimb, infertilitatea este întâlnită într-un procent mult mai mare la pacientele care au un stadiu mai sever al bolii, un stadiu 3-4. De aceea e bine să stabilim cât mai rapid un diagnostic, pentru că pacientele pot să beneficieze de un tratament hormonal care ar putea încetini evoluția bolii. Nu este o certitudine, dar cât să stopeze cât de cât, cât așa, de cât simptomatologia, astfel încât să obțină o sarcină și să exact. O poată duce până la, exact. La capăt. Practic, gândul care trebuie să ne călăuzească actul medical este cum să facem să îmbunătățim calitatea vieții pacientelor cu endometrioză. Și atunci trebuie să le întrebăm ce vă doare, ce vă supără mai rău, durerea sau infertilitatea, pentru că acestea sunt primordiale pentru ele. Și sunt paciente care își doresc un copil și atunci ele nu pot beneficia de tratament contraceptiv. Ele trebuie privite în ansamblu, verificată rezerva ovariană, dimensiunea chisturilor ovariene, dacă ele sunt prezente, și stabilit dacă există necesitatea unei intervenții chirurgicale, și ulterior primele 6 luni post-intervenție chirurgicale sunt lunile în care pacienta are posibilitatea cea mai mare să rămână însărcinată. Dacă după aceste 6 luni nu s-a obținut o sarcină spontan pe căi naturale, atunci este bine ca ea să nu piardă timpul și să fie îndrumată în cadrul unui serviciu de infertilitate și să beneficieze de o terapie de reproducere umană asistată pentru a-și maximiza șansele de a obține o sarcină. Dar sunt și paciente pentru care este foarte supărătoare durerea, și atunci durerea la menstruație, durerea la contact sexual și durerea cronică pelvină, și atunci trebuie făcut tot efortul pentru a reda starea de bine. Anticoncepționalele pot să reprezinte o soluție, dar ele nu vor funcționa pentru toate pacientele. Din păcate, sunt paciente care sub contracepție orală au în continuare simptome și la care boala evoluează. Și sunt ghiduri care ne recomandă exact ce paciente au nevoie de intervenție chirurgicală, și aici vreau să atrag un semnal de alarmă.
Este foarte important ca pacienta să fie operată în cadrul unui centru specializat în chirurgia endometriozei, pentru că altfel există riscul ca ea să fie operată suboptimal, ca leziuni severe, profunde de endometrioză să rămână pe loc și atunci durerile... O luăm de la capăt, exact, cum s-ar zice. O luăm nu de se la rezolvă capăt, nimic. Nu se rezolvă nimic, durerile nu vor trece și cu atât mai mult aceste intervenții suboptimale, poate chiar repetate, fac mai mult rău pacientei, pentru că predispun pacienta la scăderea rezervei ovariene, atâta timp cât s-a intervenit asupra ovarelor și au fost excizate părți din ovar, va fi afectată rezerva ovariană, iar pentru acele leziuni de endometrioză care rămân pe loc și care au fost excizate incomplet, ele nu vor face altceva decât să acutizeze durerea. Și ele sunt candidatele pentru o durere cronică pelvină de intensitate mare, cum o calculăm noi pe o scală analog-vizuală de la 0 la 10, chiar durerea maximală, 10. Când le întrebi cât de rău vă doare, maxim 10. Iar când vine vorba de tratament, iată, de aceste intervenții chirurgicale, cum se fac? Se fac și cu laser? Care este procedura? Dacă vorbim doar despre tratamentul chirurgical, chirurgia adresată endometriozei în zilele noastre ar trebui să fie exclusiv pe cale laparoscopică, minim invaziv, pentru că este metoda prin care pacienta are de suferit cel mai puțin, recuperarea este cea mai rapidă, iar chirurgul are avantajul de a vizualiza mult mai bine leziunile de endometrioză, planurile sunt expuse mult mai ușor, disecția se realizează mult mai ușor, deci sunt avantaje de ambele părți, atât pentru pacientă cât și pentru medic. De asemenea, începe să ia amploare chiar și în România chirurgia robotică, dar până la chirurgia robotică, recomandarea actuală a ghidurilor este chirurgia laparoscopică. La nivelul ovarelor e de reținut că trebuie excizată cămașa chistului, se va practica chistectomie, nu doar eclatarea chistului și aspirarea conținutului, pentru că aceasta va duce la o recidivă foarte rapidă post-operator. Iar foarte importante sunt toate acele leziuni profunde de endometrioză care trebuie excizate cât de complet este posibil, pentru că este o utopie să credem că vom putea exciza fiecare celulă de endometrioză, deoarece chirurgul nu are cum să vizualizeze intraoperator. Se fac așa o hartă, nu? Da, nu are cum să vizualizeze intraoperator, da, la nivel microscopic de tot celulă ce se întâmplă acolo de endometrioză. De celulă. Exact. Ideal pentru, ca ați pomenit de hartă, ideal ar fi ca pacienta să fie evaluată preoperator, corect și complet de un medic care vede des paciente cu endometrioză. Și asta fie evaluat atât clinic cât și ecografic, pentru că ecografia este sfântă. Este gold standard, da, exact în diagnosticul endometriozei și aici mă refer la ecografia cu protocol de endometrioză, pentru că atunci când vorbim de o pacientă suspectă de endometrioză sau chiar cunoscută cu această boală, este bine să fie evaluat fiecare compartiment pelvin unde endometrioza poate să fie. Și se poate răspândi, din câte știu foarte bine, adică celulele din uter, din endometru, migrează și în afara uterului. Da, sunt diferite teorii, dar, într-adevăr, cel mai frecvent, endometrioza e prezentă la nivelul ovarelor și la nivelul peritoneului, care e acea foiță fină care îmbracă organele pelvine. Și aceste lucruri se pot stabili preoperator prin cadrul unei ecografii transvaginale, repet, cu protocol de endometrioză efectuată de un expert în această patologie. Astfel, ginecologul va stabili o hartă a leziunilor de endometrioză și îi va comunica chirurgului toate aceste aspecte. El va putea să-și consilieze pacienta să aleagă cea mai bună tehnică operatorie, știind care sunt toate leziunile de endometrioză. Pentru el nu va fi o surpriză când va intra într-o operație și vai, am descoperit un nodul profund. Nu, el va ști de la început că este vorba despre un nodul profund.
va avea toate datele despre acel nodul rectal, să spunem, la ce distanță se află de orificiu anal. Mă rog, sunt date pe care un chirurg trebuie să le știe. Și astfel își va putea constitui și echipa operatorie, pentru că uneori e nevoie e să aducă... E multidisciplinară, nu? Exact, în sala de operație și un chirurg digestiv pentru a realiza rezecții colorectale sau un chirurg urolog. Când vine vorba de mituri, sunt mituri ce înconjoară și această afecțiune, cum că, de exemplu, dacă o femeie ajunge la menopauză, automat scapă și de endometrioză sau o sarcină rezolvă această afecțiune și, practic, ai obținut o sarcină, ai scăpat și de endometrioză. Da. Cât adevăr și câtă minciună sunt? Da, băi, legat de menopauză, la menopauză, boala va evolua atâta timp cât femeia este activă hormonal. Când s-a instalat menopauza, endometrioza nu ar trebui să progreseze. Dar, din păcate, simptomele pot să fie continue, pentru că este vorba de acele leziuni profunde, retractile, care pot îngloba filamente nervoase din pelvis și care vor duce la o durere și în perioada menopauzei și cu atât mai mult apare un fenomen care se cheamă centralizarea durerii. Pacientele care au avut o durere cronică ani și ani de zile vor, chiar dacă leziunile din pelvis se vor diminua, să spunem, la menopauză sau chiar vor fi excizate chirurgical, s-a creat deja un automatism, da? Exact, la nivelul scoarței și durerea e deja centralizată. Deci pacienta poate să perceapă, din păcate, în continuare durere chiar în lipsa leziunii profunde de endometrioză. De asta le spun întotdeauna pacientelor să nu ne așteptăm ca în ziua 2 postoperator să nu mai resimțim niciun fel de durere. În afară că e vorba de durerea operatorie, dar deci de recuperarea postoperatorie, dar e vorba și de acest mecanism căruia îi creierul sunt necesar. Creierul este ghilimele de vină pentru asta. Exact, da? Exact. Și este necesar timp, așa cum s-a și constituit acest fenomen, e necesar timp pentru ca el să dea înapoi. Iar când vine vorba despre o sarcină? Despre sarcină. În sarcină, de asemenea, simptomele ar trebui să fie mult diminuate, pentru că avem 9 luni de amenoree, 9 luni în care pacienta gravidă nu are menstruație. În principiu, simptomele endometriozei sunt foarte severe în jurul menstruației. Astfel sunt 9 luni de liniște din punctul acesta de vedere, dar trebuie să ne gândim că sarcina se dezvoltă în uter, uterul începe să crească și el tracționează ligamentele din pelvis, ligamente care de cele mai multe ori sunt afectate de endometrioză, prezintă noduli, mai ales ligamentele uterosacrate, cele din spatele uterului, care ancorează uterul la pelvis. Și sarcina crescând, apasă, tracționate pe, da. și apasă, da, ligamentele sau filamente nervoase și atunci pacientele care au în special durerea cronică pelvină, e posibil să o resimtă destul de intens pe parcursul sarcinii. Vă mulțumesc tare mult, doamna doctor, și sper așa că am adus un plus de lumină apropo de această afecțiune. Vă sfătuim telespectatoarele dacă au dureri, dacă se regăsesc așa în acest tablou al simptomelor, să nu mai stea pe gânduri și să meargă la medicul specialist, pentru că este spre binele lor. Cel mai bine așa. Vă mulțumesc tare mult și vă mai așteptăm cu mare drag la noi. Cu drag, mulțumesc. În România sunt 5 milioane de persoane trecute de 60 de ani, iar mulți se confruntă cu dureri articulare, de oase, musculare, suferă de obezitate, ori au boli cronice. 1,5 milioane resimt puternic singurătatea, căci încet, încet se izolează și nu mai au viață socială. Mersul la doctor devine și el o corvoadă, căci uneori trebuie să te deplasezi kilometri întregi până la te vedea un medic, iar de exerciții fizice care să-ți redea vitalitatea nici nu mai poate fi vorba. Cum putem schimba toate aceste lucruri, vom afla de la invitatul nostru, Alexandru Ilie, cofondatorul primei platforme de fizioterapie asistată online și master în fizioterapie. Bine te-am găsit, Alex! Bine te-am regăsit, Ana, mulțumesc foarte mult pentru invitație! Ce studiu interesant am aflat astăzi, apropo de aceste persoane care își pierd așa mobilitatea, se izolează și nici prin gând nu le trece faptul că mai au niște pârghii la dispoziție. Nu este totul pierdut. Trebuie doar să înceapă, știi, cu
așa, un pic de mișcare, fără să se ducă la doctor. Așa e, este foarte simplu. Avem nevoie de a înțelege cercul vicios care se așteaptă, practic, odată cu decada 5, aș spune, vieții, odată cu plinirea vârstei de 50 de ani, deja acest cerc vicios începe să apară. El vine la început cu o durere. Durerea te duce să te miști mai puțin și apare sedentarismul. Sedentarismul naște mai departe o creștere în greutate, începe supraponderalitatea sau chiar obezitatea. Iar apoi, din obezitate și acest tablou clinic constatat, bolile cronice pot să se dezvolte mult mai ușor, iar atunci sentimentul de singurătate se naște cu mult mai multă ușurință. Pentru că gândește-te o persoană care are 30 de kilograme în plus, care știe că are o boală, are hipertensiune arterială, poate are un diabet asociat, deci comorbidități importante, la care se mai adaugă lucruri pe care noi le știm ca fizioterapeuți, cum este nesiguranța pe picioare, cum este poate incontinența urinară, care sunt probleme care te fac și mai mult să nu-ți mai dorești să mai ieși afară din casă. Și atunci izolarea aceasta sau păstrarea activității în jurul casei cât mai mult nu face decât să accelereze acest sentiment pe care, așa cum l-ai prezentat, este într-o proporție aproape de 30% în rândul celor care sunt deja la această vârstă, care este un număr foarte mare. Iar viața, mulți ajungem la pensie și majoritatea spun: acum am timp să fac ce nu am avut anterior. Doar că... Și apar, de fapt, toate aceste probleme. Avem un pachet în spate, așa, exact, cu tot felul de afecțiuni. Iar din acest punct de vedere, trebuie să știm că acest cerc vicios poate fi spart. Asta este, de fapt, mesajul pe care vreau să-l aduc astăzi în rândul celor care ne urmăresc. Seniorii, nu? Seniorii, să fie cu ochii pe noi și facem și noi prevenție, că și noi suntem tineri, o să ajungem și noi la 50-60 de ani, nu vrem să ajungem izolați. Așa este, nevoile, Dana, sunt diferite și obiectivele terapeutice pe care le stabilești sunt diferite pentru un adult activ de 30-40 de ani și pentru o persoană care este adultă, dar a plinit deja 50 de ani sau poate chiar în decada 6, obiectivele încep să se schimbe ușor-ușor, prioritățile sunt diferite și atunci și mijloacele acestea terapeutice la care apelăm sunt diferite. Tu ai dezvoltat un program dedicat seniorilor, un program foarte inteligent care exact marșează pe toate lucrurile de care ei au nevoie și nu trebuie să facă cine știe ce eforturi. Practic obțin rezultate acum un an de zile, foarte scurt. Prima dată acest lucru am făcut. Acum un an de zile am vrut să ofer oamenilor o soluție din dorința de a-i pune în situația în care să spună că nu mai e nicio scuză. Pentru că în mediul urban, de exemplu, și rural chiar mai ales, sunt mulți oameni care spun: la mine în oraș nu sunt astfel de experți, eu n-am unde să mă duc sau nu am bani să mă duc, nu am echipamente să le folosesc, trebuie să te îmbraci într-un anume fel. Și toate aceste lucruri am vrut să le anulez, pentru că am creat un program care le oferă posibilitatea de a începe să inițieze un set de exerciții create de specialiști din confortul casei lor, care are ca obiectiv, așa cum colegii văd că au pus acum pe ecran, să spargă acest cerc vicios. Durerea să înceapă să fie mediată, pentru că mișcându-te cu blândețe și într-o formă progresivă, începi să gestionezi patologiile acestea de tip artroză, da? Spondiloza cervicală sau lombară, gonartroza, coxartroza, sunt aceste afecțiuni cronice care apar și care generează durere. Și așa cum spuneam, durerea te limitează la activitățile fizice, apare obezitatea, bolile cronice și sentimentul de singurătate. Iar programul și-a dorit să spargă acest cerc vicios, a fost un succes cu mult peste așteptări și foarte multe persoane ne-au scris. Ne-au spus: am vrea o continuare, am vrea ceva mai complex, pentru că primul volum a fost de fapt compus din 20 de ședințe de kinetoterapie pe care le-au putut realiza acasă, ulterior având și un impact din punct de vedere psihoemoțional cu ajutorul ambasadorului acestui program, este Mihaela Tatu, o femeie în care multe persoane se regăsesc, o femeie care anul acesta împlinește 60 de ani și care a reușit prin felul ei de a fi să inspire, să vadă în ea un exemplu, pentru că dacă aș fi fost doar eu implicat, ar fi putut spune: acest domn este tânăr, dar nu știe ce probleme avem noi, nu? Însă Mihaela, cu multiple afecțiuni, cu multiple operații și intervenții chirurgicale, la menis, care multe operații, genunchi, exact, incontinență urinară, deja abordat odată chirurgical, au putut vedea în ea un exemplu și Mihaela are felul acela al ei fantastic de a putea să se apropie de oameni și au creat inclusiv 20 de noi doze de inspirație prin care să începem să le dăm acea scânteie de care de multe ori au nevoie pentru a putea să creadă în primul rând despre ei că viața merită trăită și nu doar supraviețuită.
căci sentimentul de singurătate de aici apare. Spune, lasă-mă tu să fii bine, nu? Părinții, bunicii, da, e ca o renunțare așa, lasă că eu mi-am trăit viața, tu să fii bine, tu să te distrezi. Exact, exact. Iar în volumul 2 pe care l-am oferit de curând publicului larg, am căutat să împingem lucrurile la următorul nivel. În primul rând, capacitatea de a te păstra în echilibru și siguranță, am vrut să o rezolvăm, pentru că riscul de accidentare prin cădere este foarte mare. Unul din trei persoane de peste 60 de ani suferă un traumatism prin cădere la finalul fiecărui an. Iar echilibru, așa cum văd că colegii ne ajută acum, reprezintă de fapt sinergia perfectă dintre trei sisteme. În primul rând, sistemul proprioceptiv, care se află în aparatul articular și acolo poți face exerciții, sistemul vizual și, în ultimul rând, cel vestibular auditiv, care acolo din nou... Acolo e simțul echilibrului, cum s-ar zice. Exact, da. Acolo se află o mare parte din secretul a avea amețeală, vertij și a fi foarte clar cu spațiul în care te afli. De multe ori, după 60 de ani, oamenii nu mai au capacitatea de orientare corectă în spațiu și, efectiv, se lovesc de marginea unui pad, de un perete în lateral, spune, nu l-am văzut, uite, n-am fost atentă. Uite asta, de fapt, mă lovesc tot timpul. Aceste trei sisteme, da, nu mai cooperează și ele, prin exerciții fizice dedicate îmbunătățirea acestor trei sisteme, ei pot să-și înceapă, în primul rând, să aibă acel sentiment de încredere în propriile forțe. Pe lângă faptul că creștem și forța musculară prin exercițiu fizic, care este extrem de important. Iar tot în volumul 2 ne-am dorit foarte mult să ducem în prim plan o problemă asta, apropo de adultul tânăr, și aici este un studiu oferit de către această societate incontestabilă americană de uroginecologie, care a comunicat după 3 ani de studiu că 61% din populația feminină suferă de incontinență urinară. Atenție, nu vorbim de persoane de peste 60 de ani, dar chiar și după naștere se poate întâmpla, da. Feminină. Da. Cu alte cuvinte, știm că această problemă poate să afecteze 6 din 10 femei. După ce ai avut a doua naștere, riscul crește și mai mare dacă este făcută pe cale naturală. Iar după 60 de ani, riscul este enorm de mare dacă nu faci exerciții fizice de stimulare a planșeului pelvin. Și în acest sens, am construit exerciții fizice care au ca obiectiv să stimuleze planșeul pelvin într-o formă extrem, extrem de protectivă, dar progresivă, din ce în ce mai complex, mai solicitant, prin care să putem să ne asigurăm că această problemă intimă, care de foarte multe ori în continuare nu e comunicată. Da, oamenii... e multă rușine așa, care planează în jurul acestei exact, probleme. Exact, rușine să comunice cu copiilor, de exemplu, să le spună, măi, uite, mi-a apărut o problemă și vreau să știu dacă există soluții. Și atunci apare din nou sentimentul de izolare și de dorința de a sta acasă. Iar în acest sens, dacă kinetoterapia și exercițiul fizic te ajută în incontinența urinară, studiile sunt în abundență și la fel colegii au pregătit faptul că există aceste evidențe că, de exemplu, la un timp ce e drept de lungă durată, tocmai pentru că aceste programe sunt programe pe care chiar voiam să te întreb, da. Pe viață. Când vedem beneficiile, fac o lună, fac două luni și văd primele rezultate, fac trei luni, aștept șase luni și ideea este să continui, să nu te lași, că așa este. Fac o lună și după aia gata. Mișcarea trebuie să facă parte din activitatea, din stilul nostru de viață. În incontinența urinară, evidențele științifice au arătat că la 9 luni distanță, atenție, la 9 luni distanță de la practicarea cu rigurozitate a unui set de exerciții, poți vedea rezultate semnificativ statistic. Deci, cu alte cuvinte, foarte vizibile pe un eșantion mare de persoane. Cu alte cuvinte, și pentru tine, vei putea să vezi că atunci când, de exemplu, strănuți, râzi, da, exact, activitățile astea care vrei să le faci, nu vrei să râzi, să te vrei bucuri, să râzi cu nepoții, nu? Exact. Da. Și poți să le realizezi fără să mai ai această nesiguranță pe aparatul tău urinar. Lucru care sper să încurajeze pe oameni să capete încredere că exercițiul fizic este realmente unul dintre cele mai importante mijloace terapeutice, dar și de păstrarea unei sănătăți pe termen mediu și lung. Și cât timp pe zi, să zicem așa, ne ocupă aceste exerciții ca să scăpăm și de scuza că nu am timp să fac exerciții, nu? Cât îți ia să faci? De obicei, seniorul ar trebui să spună că are timp. Păi așa ar trebui, dar căutăm scuze de fiecare dată. Exact. Din fericire, ședințele sunt în medie grupate între 35 și 40 de minute. Este un timp foarte bine dozat. Obiectivele terapeutice din program... Pe zi, da, atenție. Pe zi, atenție. Pe zi, într-adevăr. Nu dăm skip. Nu. Fiecare zi este recomand să cultive acest obicei al mișcării. De data aceasta, lăsând specialiștii să fie la tine acasă, pentru că asta și-a propus acest program de prevenire și combatere a acestor afecțiuni destul de larg răspândite în rândul seniorilor. Avem câteva ședințe, știu, și pentru stimularea aparatului cardiovascular,
tocmai pentru că atât de în continuare vedem că evoluăm din punct de vedere al bolilor cardiovasculare. Bolile cardiovasculare reprezintă în continuare motivul numărul unu de deces și mai mult decât atâta este o tendință în creștere. Deci ceea ce se face din punct de vedere tehnologic este bine, din punct de vedere practic direcția este evidentă negativă. Știm mai multe și, din păcate, mai mulți oameni mor din aceeași problemă a aparatului cardiovascular. De ce? Tocmai pentru că ne îndepărtăm de la aceste fundații care reprezintă condiția de bază a sănătății, în primul rând să fii atent la cât de multă mișcare faci. Și sunt 3-4 ședințe dedicate mușchiului inimii, nu? Exact, celui mai important aproape mușchi din... Spun da. Aproape pentru că cred că creierul ar trebui văzut ca fiind cel mai important mușchi, cu toate că el nu este un mușchi. Da, însă inima antrenat, este acest mușchi extrem de vital vieții noastre, care putem să-l stimulăm și aparatul circulator să fie mult stimulat. Avem exerciții pentru sănătatea genunchilor, pentru umeri, pentru durerile articulare ale coloanei vertebrale. Și cum am spus, pentru incontinența urinară sunt 4-5 ședințe dedicate, deci 10 de exerciții fizice speciale pentru așa ceva. Colegii din Brazda mi-au și spus, Alex, este un program care poate fi luat ca un curs. Adică ei treaba asta și deja ai învățat tot ce trebuie să știi ca și gimnastică medicală pentru incontinența urinară și mai ales pentru îmbunătățirea echilibrului și aparatului vestibulul auditiv. Care... Și asta este minunat pentru că faci totul acasă, în apartamentul tău, nu te deranjează nimeni, nu te rușinezi, că știi cum sunt oamenii, că mă duc acolo, că se uită nu știu cine la mine, că nu fac bine, că etc. Nu mai e chiar de mine, nu mai e de mine să mă duc acolo, lasă-mă pe mine aici că sunt bine în casa mea. Da. E bine de data aceasta în casa ta, în intimitatea ta. Ia că ți-a intrat medicul în casă, ce faci? Nu mai poți să scapi. Îți vin specialiștii și te ajută, iar din nou Mihaela o să poată să descopere cei care vor, este extraordinară și pentru ea a fost o provocare, acest volum 2 pe care l-am oferit, prin care a putut să vadă că și ea nu putea face anumite lucruri. Și chiar glumeam pe parcursul filmărilor că îmi spuneam, uite, vezi, te-am redus la tăcere. Toți lumea care o cunoaște. E greu să o reduci pe Mihaela la tăcere. Exact. Erau exerciții care necesitau un grad de concentrare foarte mare, în care dacă mai vorbea, începea să nu așa mai că... cu corectitudine. Iar lucrul acesta m-a bucurat și pe mine și pe ea și în acest sens, chiar pe pagina mea de Facebook am pus un astfel de link în care cei interesați pot intra și în mod gratuit pot vedea mai multe informații despre ceea ce înseamnă aceste volume dedicate seniorilor. Dar povestește-mi despre feedback. Vreau să știu despre mesaje. Ce primești de la cei care ți-au încercat programul, toate exercițiile, apropo de beneficii, de schimbări, de transformări? Cea mai bună formă de publicitate este cea din gură în gură pe care pacientul o face. Noi, în cadrul acestui centru medical online pe care l-am fondat, avem în momentul de față peste 1200 de testimoniale publice și lucrurile acestea la fel. Nu doar din România, ci de peste tot din evident, lume unde ați ajuns. Evident. Da. Sunt pacienți de peste tot din lume, nu doar din Europa, avem pacienți din Canada, din America, care ne bucură foarte mult pentru că vedem și descoperim părțile pozitive în continuare ale pandemiei, care ne-a forțat la vremea respectivă să comunicăm în această formă digitală și care ne-a impulsionat să vedem noi orizonturi. Este un produs al pandemiei, ceea ce ai realizat tu, uite că este un produs al pandemiei, un produs pozitiv. Care a reușit să descopere aceste valențe pozitive ale actului medical realizate la distanță și a reprezenta din punctul meu de vedere o soluție reală la această, n-aș vrea să o numesc criză sanitară pe care noi o avem în România, dar un sistem care are multe de îmbunătățit. Știm că nu sunt destui specialiști, nici fizioterapeuți, nici kinetoterapeuți. Ponderea fizioterapeuților la nivel național pe județe este foarte mică. Da. Sunt concentrații mari de fizioterapeuți în orașele importante, unde care sunt și centre universitare mari, cum este Iașu, cum este Craiova, cum este Bucureștiul, Timișoara, Brașovul, la fel Târgu Mureș. Clujul. Dar vedem că sunt 6-8. Însă țara noastră are 41 de județe, e din alt film și oamenii realmente nu au soluții. Soluția lor se află la o oră și un pic distanță, ne mai pun la socoteală banii pe care trebuie să-i plătească, care nu trebuie să ne ascundem că nu sunt, nu îți permiți. Iar programul de senior de care am vorbit astăzi chiar reprezintă, cred eu, pentru copii și nepoți, cel mai bun cadou pe care îl pot face seniorilor din viața lor, prin care să se asigure în egală măsură că, măi, uite, ți-am dat o soluție prin care să nu fie o povară pentru mine mai târziu și să nu avem acest status de dependență. Eu știu că traumatismul prin cădere, în majoritatea cazurilor, după 60 de ani, se soldează cu o fractură a colului femoral.
Fractura aceasta, pentru cei care ne urmăresc, trebuie să înțeleagă faptul că reprezintă imobilizare la pat. Pacientul este teamă să mai deplaseze. Aparținătorul trebuie să vină cineva să-i facă curățenie, să-i dea de mâncare, să-l îngrijească. Și asta se întâmplă pentru o perioadă de luni de zile, pentru că aparatul de imobilizare se pune 3 săptămâni, 4 săptămâni sau se pune o proteză după caz, însă recuperarea nu înseamnă că s-a întâmplat. El în continuare are sechele și deficit funcțional, lucru care îngreunează cu foarte mult viața atât a lui, repet, și a aparținătorilor. Avem 1200 de testimoniale publice și cred că o să-i lasă descoperi, o să pun acest link și pe Facebook, tocmai pentru a-i lăsa pe ei să descopere ceea ce spun pacienții despre soluția noastră, care a schimbat realmente calitatea vieții oamenilor într-o manieră semnificativă. Oamenii au renunțat la medicamentele de durere, la miorelaxante, la antiinflamatoare și nu le vine să creadă că doar prin mișcare, nu susținută, prin exercițiul fizic, acest medicament pe care eu îl promovez atât de mult, au putut să-și redobândească calitatea vieții. Și îi spun: Alex, simt că am întinerit 10 ani, 15 ani, mobilitatea mea, vitalitatea mea, acuitatea mentală. Oameni care vin și spun: Alex, simt că îmi funcționează mintea diferit. De ce? Pentru că am început să fac ceea ce este natural, și anume să fac mișcare. Felicitări, Alex, pentru tot ce ai realizat. Mulțumesc și pentru tot ce o să mai realizezi, că știu că ești de neoprit, acolo se mișcă rotițele. Oamenii sunt cei care ne cer și noi căutăm să le oferim astfel de soluții, așadar îi invit încă o dată, le spun, pe pagina mea de Facebook, acolo unde vor putea găsi mai multe astfel de informații și, bineînțeles, să putem intra în contact dacă au întrebări. Musai, suntem conectați, îți mulțumim tare mult și te mai așteptăm cu mare drag la Control Medical și nu numai. Mulțumim frumos, Alex. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Aproximativ 90% din toate alergiile alimentare la copii sunt cauzate de următoarele 8 alimente: lapte, ouă, grâu, soia, nuci, arahide, crustacee și pește. Alergiile se pot manifesta cu simptome ușoare sau mai grave. Care sunt cauzele alergiilor și intoleranțelor alimentare la copii? Cum le gestionăm? Cum descoperim cauzele și cum se tratează aceste sensibilități alimentare? Vom afla răspunsul de la doamna doctor Cristina Coriș, medic pediatru consultant în alăptare. Bine te-am găsit, Cristina! Bună, draga mea! Bine te-am găsit și eu! Vorbim despre alergii și știm așa, când începem diversificarea, stăm așa cu teamă. Mai introduc un aliment, aștept, stau cu ochii pe copil să văd. Măi pățește ceva, măi apare ceva, vreo bubiță, vreo mâncărime, vreo cine știe ce. Trăim cu această teamă. Da. Și cu toate acestea, cu toate că suntem atenți, da, tot nu scăpăm. Tot nu scăpăm de aceste intoleranțe. De ce apar ele? În primul rând, aș vrea să spun că, din păcate, pot să apară și înaintea vârstei de 6 luni. Deci nu scăpăm. Nu scăpăm. Putem să le prevenim foarte puțin, avem un control asupra acestui factor, dar spun că apar și înainte de vârsta de diversificare. Sunt foarte mulți copilași, atât hrăniți cu lapte praf, cât și alăptați, care suferă de alergii alimentare întârziate, majoritatea. Cum se manifestă și cum ne dăm seama că nu e altceva? Că uneori simptomele nu ne cam induc în eroare. Exact. Contează foarte mult dacă suspectăm o alergie directă, o alergie întârziată sau o intoleranță la lactoză, de exemplu, sau un mix dintre cele trei. Că pot să fie, din păcate, și toate cele trei variante. Depinde de fiecare direcție. De exemplu, o alergie directă se manifestă imediat cu roșața guriței, în primul rând, apariția petelor pe piele, inclusiv se pot umfla buzele, pot să apară mâncărimi și atunci este pericol, pentru că sistemul imunitar este în mare alertă, și poate să facă copilul inclusiv șoc anafilactic. Vorbesc de copilașul mai mare, nu cel care primește formulă sau lapte imediat. Și pentru primele 6 luni, mai ales pentru copilul care este hrănit cu formula de lapte, evident este suspect alergia la proteina laptelui de vacă. Ulterior pot să fie și altele din compoziția formulei. Dar pentru copilul alăptat poate să fie o varietate de alimente care pot să inducă aceste reacții. Pentru alergia întârziată, de exemplu, pot să fie simptomele de reflux, pot să fie refluxul inclusiv silențios, poate să fie dermatită de cauză necunoscută, pot să fie scaune modificate și aici putem să vorbim scaune diareice, constipație, putem să vorbim iritații în jurul fesier, putem să vorbim inclusiv de scaune cu mucus, scaun cu sânge,
care de cele mai multe ori sperie evident mama și o trimit la medic, care uneori îi spune acest diagnostic, uneori spune că este normal, hai lasă să treacă, să crească copilul și să vedem ce poate să mai dezvolte ulterior. Dar nu e normal, nu? Adică trebuie să fim cu ochii pe copil și pe manifestarea aceasta. Și ce facem? Este ca și cum am zice că acel copil care nu are aceste simptome este anormal. Da? Deci tot timpul ne punem și noi în postura acelui copil. Adică dacă eu ca adult aș avea această simptomatologie, m-aș duce la medic, niciodată nu mi-ar spune, e normal, du-te acasă. M-a întrebat de analize. Analizele, da, pot să fie relevante, să știi. Aici vreau să trag un semnal de alarmă, că văd pe grupul multe mame care zic nu este relevantă o analiză X până la vârsta de un an. Vreau să spun că majoritatea testează o alergie directă și copilul are simptome de alergie întârziată și ca și cum am vrea să plecăm într-o direcție, dar noi mergem în direcția opusă. De aceea copilul are simptome, dar analizele sunt perfecte și zice mama că nu sunt relevante. Nu, din păcate, dacă știi ce să testezi și prin ce mecanism să testezi, automat ne poate oferi o întreagă plajă de informații. Sunt accesibile testele acestea? Din păcate, nu sunt accesibile, nu sunt decontate. Părinții chiar trebuie să facă un efort financiar foarte mare ca să poată să le facă pe toate. Și tratamentul ulterior, nici acesta nu este ieftin, doar că, din punctul meu de vedere, costă mult mai mult să repari ce s-a stricat în timp. Eu înțeleg și pe părinții când spun că nu au bani, măcar să le facă pe rând, măcar să le facă o lună, trei analize, luna următoare, trei analize, deși idealul este, bineînțeles, să le facem pe toate în același timp. Dar în funcție de posibilități, este mult mai bine decât să stai și aștepți să vezi ce se poate întâmpla. Cum introducem, de exemplu, aceste alimente despre care vorbeam, că au un mare potențial alergen? Știm așa, avem tabloul acolo, cum facem cu cel mic? Cu cel mic, dacă vorbim de alimentele care pot să inducă o alergie directă, da, cum ar fi nucile, cum ar fi oul, cum ar fi inclusiv lactatele, putem să le introducem treptat, da, pe o anumită scară de introducere a acestor alimente. Nu intrăm direct cu iaurtul într-un copil care 6 luni de zile poate n-a consumat proteină. Se face treptat și idealul este să se facă până în vârsta de un an. La copilul alăptat, chiar încă când este alăptat în această perioadă. Scade riscul, scade incidența de a dezvolta aceste reacții, pe care la un copil mare putem să le vedem imediat. Cum am spus, e bine mama să aibă niște truse, o trusă. Ce de... Ce trebuie să avem acolo? Antihistaminice, da. Produse siropele pe bază antihistaminică, dată de medicul pediatru sau medicul de familie. Dacă starea avansează, atunci se prezintă la camera de gardă și se administrează medicația de urgență. Când avem un astfel de copil care are intoleranțe alimentare, cum arată viața cu un astfel de stil de viață, să zic așa? Pentru că trebuie să fii atent, trebuie să fii cu ochii în toate direcțiile, nu? La grădiniță și așa mai departe. Pentru copil care are alergii directe, viața este periculoasă cum ar veni la orice pas. Se poate întâmpla o tragedie. Au fost copii care s-au contaminat la locul de joacă, din păcate, și părinții trebuie să umble cu adrenalina în geantă. Pentru un copil care are reacții întârziate, nu este pusă viața în pericol, dar nici plăcută nu este făcută toată situația aceasta. Foarte multe restricții pot să fie, pentru că pot să fie inclusiv alergii încrucișate. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că, de exemplu, cum este proteina laptelui de vacă, poate să aibă inclusiv la laptele de capră sau laptele altui animal. Și mama trebuie să țină și un jurnal alimentar, să vadă când se manifestă vreo reacție, tot timpul, toată familia trebuie să fie pusă în gardă, să știe ce să administreze copilului și ce nu, dar mă refer la acest copil, aceste cazuri, nu sunt utile medicamentele antihistaminice, cum sunt pentru cei cu alergii directe. Se mai diminuează în timp, da, manifestările, simptomele, scăpăm sau nu? Când vorbim de alergiile întârziate, să știi că soluția stă în sănătatea intestinului. Pentru că de cele mai multe ori, chiar dacă avem doar unul dintre simptomele menționate anterior, intestinul este cel care are o inflamație masivă. Și atunci reparăm în primă fază această inflamație, reducem până o eradicăm complet inflamația din intestin, o populăm cu tulpinile sănătoase și ulterior scade sensibilitatea, reacția de sensibilitate a organismului și copilul poate să tolereze acele alimente foarte ușor.
dacă sunt introduse după un anumit număr de luni, nu imediat, nu ne grăbim, pentru că mai sunt mame cărora li se spune ține dieta de evitare timp de o lună de zile și pe aia, dacă nu sunt simptome, nu sunt soluțiile apărute, gata, reintroduce. Și este o mare greșeală, pentru că ne întoarcem de unde am plecat. Și niciodată tratamentul de evitare nu este singurul. Trebuie să corelăm tratamentul cu aceste enzime, aceste vitamine, aceste probiotice cu regimul alimentar corespunzător. Să vorbim un pic și despre gluten, că și el este incriminat acolo și avem tendința asta, e cu gluten, îi dau copilului, că cine știe ce se întâmplă. Cum e cu glutenul acesta și cu alergiile? Să știi că proteinele, că vorbim de proteină de vacă, că vorbim proteina din grâu, că vorbim de proteina din ou, au reacția aceasta de sensibilizare a organismului. Nu înseamnă că dacă copilul tău are o inflamație nu va putea consuma niciodată gluten. Ok, că e mai ușor să îl bagi în alimentație la vârstă mai mare, da, e mai sănătos. Dar există o anumită perioadă, că vorbim de o lună, de două luni, de trei luni, în care copilului este indicat să nu consume produse cu gluten sau mama, dacă alăptează, să nu consume. Se reduce inflamația și ulterior putem să introducem în alimentația noastră sau a copilului și glutenul. Și este ok, copilul tolerează. Excepția cei copii care au intoleranță la gluten, diagnosticată prin analize de sânge foarte ușor. Și uite, te mai întreb ceva, mai am o curiozitate. Peștele și crustaceele, când le introducem, la ce vârstă? Undeva spre vârsta de un an, dar de asemenea, atenție dacă nu cumva copilul manifestă vreo reacție anterioară când este, de exemplu, hrănit cu lapte matern. Mulțumesc tare mult, Cristina. Cu mare drag. Să stăm de vorbă și să avem grijă, da? Să fim acolo cu ochii pe copil, apropo la toate aceste semnale pe care ni le oferă și să nu mai mergem așa pe toate grupurile dacă avem tot felul de întrebări. Soluțiile nu sunt pe grupuri. Soluțiile sunt aici în fața noastră la medici. Te mai așteptăm cu mare drag. Mare drag. La TV. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Vă mulțumesc, dragilor, că ați stat alături de noi. Suntem și săptămâna viitoare aici. Vă aștept de la ora 14. Stăm împreună o oră și aflăm foarte multe informații interesante din sfera medicală. Vă aștept la Control Medical. Multă sănătate să aveți!